doi românii sunt vizai, proiectul care schimbă vârsta de pensionare. Decizia guvernului de a micora contribuirile la pilonul 2 de pensii a stârnit o serie de controverse în spațiul public. În ciuda acestui lucru, executivul nu s-a oprit aici. Vrea ca pensiile private să devină opționale. Astfel, românii pot opta la ce pilon vor merge contribuirile lor. Cai când toate acestea nu ar fi fost de ajuns, Alei Trectescu un nou proiect care vizează toi românii. Vezi aici cum s-ar putea modifica vârsta de pensionare. Propun, proiectul a fost depus la Senat.